Trecut Iisus dincolo,
dată că l-au întâmpinat doi îndrăciți, care ieșeau din morminte foarte curioși, încât nimeni nu putea să treacă pe drumul acela. Și iată, au început să strige și să zică: ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Și era departe de ei o turmă mare de porci la păscut, iar diavolii îl rugau zicând: dacă ne scoți afară, dă-ne voie să ne ducem în turma de porci. Atunci el a zis: duceți-vă. Ieșind s-au dus în turma de porci și îndată toată turma de porci s-a aruncat de pe țărm în mare și s-a unecat în apă. Atunci păzitorii au fugit și, ducându-se în oraș, au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu cei îndrăciți. Îndată tot orașul a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, au rugat să plece din ținutul lor. Și intrând în corabie, Iisus a trecut din coadă.